Investiția primăriei Timișoara în cele două corpuri de clădire vechi de peste un secol se apropie de etapa recepției. Proiectul municipalității a inclus renovarea completă a 25 de săli de clasă, 12 laboratoare, 3 ateliere, 2 săli de bibliotecă și câte o încăpere pentru clubul elevilor, sală festivă, sală de recreere și sală pentru echipamente sportive. Structura de rezistență a fost consolidată, acoperișul a fost înlocuit, rețelele electrice și sanitare sunt noi, fațada și interioarele au fost renovate, iar în prezent se fac retușuri. Suprafața desfășurată pe care s-a intervenit pentru modernizarea școlii este de aproape 24.000 de metri pătrați. În ceea ce privește amenajările exterioare, acestea sunt gata în proporție de 90%. Acum două luni am finalizat noul corp de clădire la școala 13 din Calea Șagului, cu toate clasele dotate cu mobilier nou și echipamente de ultimă generație. Acum a venit rândul Colegiului Tehnic Ungureanu, fostul liceu electromotor, unde am reabilitat și echipat cele două clădiri ale școlii. E una din clădirile emblematice din centrul Timișoarei, unde de peste 100 de ani învață carte și meserie generații de tineri. Nu ne oprim, mai avem multe șantiere de finalizat și ne pregătim să deschidem altele noi. Educația este una din prioritățile noastre strategice, a declarat primarul Dominic Friț. Investiția primăriei Timișoara în clădirea fostei școli orășenești de meserii se ridică la 29 milioane de lei și este completată de dotări cu mobilier și echipamente IT în valoare de peste 1,1 milioane de lei. Astfel, pentru cele două corpuri ale colegiului, primăria a achiziționat 60 de calculatoare, 36 de tablete interactive, sisteme de evaluare simultană pentru elevi, imprimante, stație cu amplificator. De asemenea, primăria dotează Colegiul Ungureanu cu 32 de tablete magnetice, 370 de bănci cu scaune, 14 catedre, 30 de dulapuri cu polițe reglabile, 128 de curiere montate pe perete, spaliere, mese de consiliu și prezidiu, scaune pentru sala festivă, scaune de vestiar și un avizier. În perioada următoare va fi făcută achiziția pentru echipamentele speciale necesare în atelier.